Însă cu privire la referendum, eu am a spune următoarele lucruri. 1. Un referendum în care sunt vizat personal, dar nu sunt lăsat să participe, este ilegal din start. 2. Acuzațiile socialiștilor sunt minciuni și insinuări. 3. Mi-am îndeplinit atribuțiile corespunzător în toți acești 10 ani. Rezultatele sunt incontestabile. Altfel nu aș fi fost ales de 3 ori la rând primar de către majoritatea locuitorilor municipiului. Detalii se pot găsi pe site-ul dorinprimar.md. 4. Scopul lui Dodor și al lui Plahotniuc este să preia puterea în oraș pentru a-și satisface propriile interese după ce au luat puterea în toată Republica. 5. Problemele societății noastre sunt cu totul altele. Sărăcia, lipsa locurilor de muncă, corupția, furtul miliardului și nu aceste prostii care acum sunt inventate cu dosarele penale și cu referendumurile. În concluzie, invit toți locuitorii municipiului să nu participe la această mascaradă numită referendum de pe 19 noiembrie. Lucrurile sunt evidente. Bani cheltuiți în vânt, bătaie de joc față de oameni, bătaie de joc față de oraș, proiecte ratate unul după altul, iată la drumuri, investitori și așa mai departe, informațiile care vin de la Consiliul Municipal. Iată, asta e realitatea despre referendum și ziua în care, pe care o trăim cu toții astăzi.